300.000 am pregătit pentru acest sezon și sperăm să se vândă. 250 ar trebui să fie prețul corect, că sunt boabele scumpe, lucerna, una, alta. Ne-au pus prețul corect, plătim și piață, plătim tot. Impozite ne omoară, vin controle în fiecare an. Ne-a omorât, ne-a lăsat-o 280 subvenția la oaie. Nu ne mai trebuie subvenție, nu mai ne trebuie nimic, le vindem toate să mănânce de la bulgari. Peste 50 de crescători de animale din județele Constanța și Tulcea și-au manifestat interesul de a vinde miei în piața Griviței, în piața Tomistrei, dar și în piața Pescăruși din Constanța, unde există și punct de sacrificare. Dăm în piață, că la tir e cam ieftin, cu limba albastră, cu nu știu ce, merge greu anul ăsta. Cu 90-100. Reprezentanții administrației spun că în cele trei piețe constanțene veți putea găsi miei, inclusiv sâmbătă 11 aprilie.